Este o vorbă conform căreia știi că ai un produs senzațional în momentul în care toată lumea începe să-l copieze. Fie că este vorba de produsul în sine, fie că este vorba de conceptul în sine sau de tot ce faci tu ca și companie și ca și brand. Vom vorbi pe ziua de azi despre T-Rex. Toată lumea știe T-Rex-ul sau aproape toată lumea. Vine la Total Resistance Exercise, că deja are mai bine de 10 ani pe piață. Își are originea în tubele speciale americane. Creatorul T-Rex-ului, fondatorul companiei și unul dintre mentorii, unul dintre noi din comunitatea T-Rex în România, este Randy Hedrick. El este cel care a creat T-Rex-ul și o să vedeți voi, pentru cine îl cunoaște mai puțin, această jucărie senzațională, care la început a fost o centură de jujit. Bineînțeles, ai un produs senzațional, toată lumea îl copiază, și toată lumea se bucură, dar vine și cu, cum se zice, cealaltă parte a poveștii, în care de cele mai multe ori avem accidentat. De ce? Pentru că diferența între un produs original și un produs copiat, de cele mai multe ori face calitatea materiei prime folosite. O să vorbim în ziua de azi cum să faceți diferența între un T-Rex fake și un T-Rex original. Ce avem noi aici? Avem T-Rex-ul Pro, ultimul model sau modelul 4. 5 lucruri la care să vă uitați. În primul și în primul rând, pui mâna pe material și îți dai seama că este un material premium, un material de calitate. Ne uităm la cusături. Ne uităm la cusături. Când vine vorba de un produs premium, un produs original, vedem tot timpul cursăturile sunt drepte, sunt egale, chiar și aici, stitching-urile astea foarte, foarte dese, la bucla intermediar. Ne uităm la logo, care seamănă toate între ele, dar nu ai unul mai mare, unul mai mic. Scrie bine, bineînțeles vine din Statele Unite, așa că vedeți aici și patent number, nu înseamnă că asta nu poate fi copiat. Bun, deci în primul rând spuneam așa, de cusături. De ce este important ca virgulă să știți diferența dintre un produs original? Pentru că se întâmplă să te înșeli când îți cumperi un produs. Bineînțeles, dacă ți lei la o treime din preț, la o jumătate din preț sau mult mai jos, deja îți pui întrebarea și știi sigur că nu ți-ai luat un produs original. Dar sunt și produse contrafăcute care sunt aproape același preț cu produsul original și te poți înșela. Deci spuneam cusăturile. În primul rând, am văzut multe produse false, multe copii după suspension trainer și marea problema lor care era că se rupeau la cusături. Un T-Rex este făcut să reziste, un T-Rex original este făcut să reziste la peste 400 de kg forță și la o persoană este garantat la o persoană de 159 de kg. El este făcut să reziste mai mult. Asta e garanția pe care o avem noi de la producător. Bun, cusăturile. După care avem două carabine. Avem carabina de ancoraj și avem carabina principală. Carabina principală vine cu un blocaj, cu o cheie imbus, da? În momentul în care voi îl lăsați pe undeva, în sală sau undeva, într-un garaj, îl poți prinde și ca să nu ți-l ia nimeni, ai venit și l-ai închis cu cheia imbus. L-ai strâns, după care nu-l mai desface, doar dacă îl tai. Bun. Această carabină principală este o carabină industrială, este o carabină folosită chiar și la alpinism. Este cea de-a doua mare componentă și foarte importantă a unui T-Rex, a unui suspension trainer și multe dintre T-Rex-urile false pe care le-am văzut, chiar și din păcate la echipe de performanță, carabina se rupe. Imaginează-ți că faci, de exemplu, un ramat și ești o persoană mai corpulentă sau ești destul de forțoasă. Faci un ramat, este exact sub punctul de ancoraj, tu tragi, că vrei să te ridici, tragi și în acel moment carabina sau cusăturile se rup. Lovitura care ți-o iei când
aplicați pe podea, să sperăm că podea care totuși absorbe șocurile, este destul de mare. Am auzit de foarte, foarte multe accidentări din cauza acestui lucru. Deci, recapitulăm, avem deja două. Cusăturile, da? Cusăturile pe peste tot și carabina principală. După care, la ce trebuie să ne mai uităm? La mânere, mai ales în anii, în vremurile pe care le trăim, mânerele de la T-Rex sunt tratate antimicrobi. Cu antimicrobi, antihnologii, un lucru la fel de important. Este un mâner de cauciuc cu striații. Dacă ne uităm, imită exact poziția mâinii, da? Forma mâinii, pardon. Față de un T-Rex fals, care are mânerele de spumă și de cele mai multe ori după 2-3-5 utilizări, datorită transpirației, datorită produselor folosite pentru curățat, se strică și se uzează foarte, foarte repede. Deci, recapitulăm. Cusături, carabina principală, mânere. La ce trebuie să ne mai uităm? Un lucru foarte, foarte important. Când vă achiziționați un T-Rex original, aveți un serial number. Acest serial number cu serial number-ul care îl găsiți aici pe cheia de activare din interiorul pachetului, vă autentificați produsul și știți că v-ați luat un produs original. După care aveți aici un poster de antrenament. Majoritatea modelelor vin cu acces sau cu aplicații incluse. Bineînțeles, poate fi acces de 3 luni, 6 luni sau un an de zile. Vorbim aici de varianta Pro și varianta Pro, bineînțeles, ai acces la aplicație și la exerciții timp de un an de zile. Ultimul lucru despre care vreau să vorbesc aici, partea asta. Dacă aceasta este o coardă cu o densitate foarte mare, care să reziste la tipul de antrenament la care este supus în timpul mișcărilor cu T-Rex-ul. Aici avem, probabil ați auzit vreodată, de Dupont Kevlar. Dupont Kevlar, Kevlarul este materialul din care se fac vestele anticlons, deci la fel, o densitate. Dacă aici spuneam că e o densitate mare, aici o densitate extraordinar de mare. De ce? Pentru a preveni ruptura datorită frecării sau utilizării în mod repetat. Acestea fiind spuse, acum știți cum să identificați un T-Rex fals, chiar și la door anchor, de obicei, când avem un door anchor fals, când l-ai agățat de ușă și când începi să tragi tare de el, noi am văzut coarta propriu-zisă trece prin prinderea asta care este în interior. Chiar și aici la door anchor vedem cusăturile, sunt cusături drepte care au un finisaj premium. Cusături, carabină, mânere, Dupont Kevlar, tratament antimicrobian. Aici aveți scărița ajustabilă. Poți să ai 36 la picior sau poți să ai 47. Este bun pentru toate. Dacă aveți întrebări referitoare la T-Rex, la modelul cel mai bun pe care să-l achiziționezi, la alte comparații, când vine vorba de un T-Rex fals sau un T-Rex original, știți unde ne găsiți. Suntem aici, dimifitness.ro. Până la următoarea temă de blog, keep safe și nu uitați, mișcarea este foarte importantă. Learn more, coach better, antrenați-vă oriunde ați fi un produs original.